Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Simona Pomazan. Urmăriți știrile Antena 3 Pitești. Flăcări uriașe noaptea trecută într-o comună din Argeș. O casă a ars ca o torță la Coșești după ce focul a izbucnit în podul imobilului de la materiale combustibile care erau depozitate lângă coș și care s-au aprins. Incendiul a fost violent și a fost lichidat după mai bine de 3 ore. Incendiul a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Coșești. A ars aproximativ 500 de metri pătrați de acoperiș ai casei cu etaj, iar în interior a fost afectat tavanul și sistemul de încălzire din camera centralei. 3 echipaje de la Pitești și o auto specială de stingere de la Serviciul Voluntar Domnești plus un echipaj cu ambulanță SMURD au ajuns la intervenție. 2 femei care au suferit atacuri de panică au primit îngrijiri de la paramedicii de la SMURD, dar au refuzat ulterior transportul la spital. DSP Argeș a prezentat ultima statistică referitoare la virusul din China. 7 argeșeni aflați în carantină în capitală și încă 11 izolați. Vorbim mai exact de 172 de persoane monitorizate la domiciliu. Niciun caz de coronavirus în Argeș. Teama de coronavirus face ca numărul persoanelor izolate la domiciliu să crească pe zi ce trece. La această oră, potrivit prefectului de Argeș, la nivelul județului nostru, încă 11 persoane sunt izolate la domiciliu. Numărul acestora crescând la 172 pe teritoriul județului nostru. Nu avem persoane în carantină, însă există 7 argeșeni în carantină în capitală. Datele arată că zilnic între România și Italia călătoresc peste 4.000 de români, șansele fiind foarte mari ca printre aceștia să fie și mulți argeșeni. Vă reamintim faptul că miercuri 26 februarie a fost confirmat primul caz în România și anume în județul Gorj și este vorba despre un bărbat care ar fi intrat în contact cu un italian în vârstă de 71 de ani care a vizitat România. Trebuie menționat și faptul că bărbatul din Gorj, care a fost prima persoană depistată cu coronavirus din România, nu mai este infectat. Acesta poate fi acum externat, a anunțat grupul de comunicare strategică al guvernului. Totodată, vineri, 28 februarie, au fost confirmate 2 noi cazuri de coronavirus în România. Este vorba despre un bărbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Aceștia s-au întors în țară din Italia. În prima zi de primăvară, umaniștii au fost alături de argeșeni cu flori și mărțișoare. Au sărbătorit în stradă, la Costești, speranța, bucuria de a fi împreună și promisiunea unui început. Liderii județeni ai Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal au dorit, la început de primăvară, să ofere un mărțișor tuturor doamnelor și domnișoarelor și astfel au reușit să le surprindă în cel mai frumos mod. Mulțumesc! Prima vară! Astăzi! Vreau să vă oferim un simbol de primăvară, cu tot dragul. Mulțumim. Și să ne vedem cu sănătate multă, cu bucurie și împlinire frumoasă. Ați venit cu sufletul și cu trupul. Vă mulțumesc mult de tot. Așa. Vă mulțumesc mult. Și cu mintea. Să dea Dumnezeu. Așa că sunteți tânăr, bravo. Oricând, cu drag, sunt la dispoziție alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Să rămân. La Costești, umaniștii le-au dăruit flori, iar acest tradițional mărțișor, simbol al primăverii, a adus zâmbete pe chipurile tuturor doamnelor. E un gest frumos? Da, foarte frumos, minunat, minunat. Eu sunt învățată cu flori, sunt cadru didactic și întotdeauna am primit și mi se părea... Și da. V-ați bucurat să primiți? M-am bucurat de orice. Da, mai găsea acasă, mi le agățase de poartă, că nu fuse plecate. Bun sănătate să vă dea Dumnezeu, încă o dată multe împliniri și primăvara să vă aducă bucurii și viață lungă. Foarte frumos, mamă! Vedeți, gesturile astea frumoase și un zâmbet fac mult pentru oameni. Iată că sunt și oameni care se mai gândesc la dumneavoastră. Păi nu există, păi n-ar mai exista viață pe pământ dacă n-ar fi și oameni ca dumneavoastră. Eu mă bucur și când oferă polițiștii garoafe la șoferiște. Și politicienii, uite frumos. Foarte frumos, foarte frumos. Foarte frumos și... Bine venit! Vă mulțumesc frumos din partea domnului primar și vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră multă sănătate vă urăm! Umaniștii au dorit astfel să-și exprime respectul și prețuirea și să transmită totodată cele mai sincere urări. Am dorit, noi organizația Partidului Puterii Umaniste Costești, să adresăm tuturor doamnelor și domnișoarelor din orașul Costești cele mai frumoase considerații de stimă și respect, să aibă viață lungă, să-și împlinească toate dorințele alături de cei dragi. Și noi am putut să facem acest lucru și chiar ne-am umplut sufletul de bucurie. Doamnelor și domnișoarelor, un gând frumos, mamelor, să aibă sănătate, fericire,
bucurii și să sperăm că va fi și mai bine într-un oraș în care m-am născut, am crescut, mă responsabilizează foarte mult, dar mă și onorează în același timp. De aceea vreau să transmit tuturor, doamnelor și domnișoarelor, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Este o onoară pentru noi, pentru că în această zi minunată, prima zi de primăvara anului, suntem alături de PPUSL, atât seniorii cât și cei de tineret. Sper că am adus sau că aducem în sufletele tuturor celor pe care le-am oferit câte un calendar și o floare. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, mamelor. Fie mamă, bunică sau fiică, femeia rămâne femeie, trebuie respectată și iubită. Liderii PPUSL Argeș și-au promis că vor continua să facă astfel de gesturi de fiecare dată când vor avea prilejul. Până la 1 aprilie, Partidul Social Democrat, filiala Argeș, își va desemna candidați în cele peste 100 de localități argeșene. Socialdemocrații caută cele mai bune variante pentru a-și maximiza șansele de câștig. Ei nu exclud nici negocierea și atragerea la candidatură a rivalilor, oameni politici sau de administrație din alte partide. 45 de localități argeșene au candidați desemnați din partea socialdemocraților în alegerile locale. Candidaturile s-au stabilit printr-o procedură standard. Sondajul care măsoară intenția de vot a locuitorilor unei comune, coroborat cu susținerea adunării generale a PSD din zona respectivă. Candidaturile multiple au fost tranșate prin vot. Cel mai dorit a fost desemnat. În ce privește președinția Consiliului Județean, socialdemocrații îl susțin pe Ion Mânzână, președinte PSD Argeș. Pentru desemnarea candidaților în orașele din Argeș, în acest moment se derulează încă sondaje și măsurători de competitivitate relativ la candidații altor partide. Nici negocierile cu oamenii politici sau de administrație de altă culoare politică nu sunt excluse, cât timp preferința este maximizarea șanselor de câștig ale PSD. Această maximizare a șanselor o facem cumva încercând să facem acorduri fine între câștigul electoral și ceea ce organizațiile noastre locale își doresc. Prin urmare, acolo unde nu avem în momentul acesta o decizie luată, încercăm să vedem care ar fi plusul pe care ni l-ar aduce un candidat de la alt partid și care ar fi minusul pe care l-am avea, fiindcă organizațiile locale, să știți că mai eficiente, mai puțin eficiente, cu rezultate mai bune, cu rezultate mai puțin bune, au la rândul dânșilor, autonomia dânșilor și cumva punctul de vedere al dânșilor cu privire la a primi sau a nu primi un candidat dintr-un alt partid. Acesta este motivul pentru care nu ne grăbim. Nu suntem un partid închis, dar nici nu ne grăbim. Conform calendarului PSD, până în 15 martie, 75 de localități argeșene vor avea candidații desemnați, primari, liste de consilieri locali și județeni. 1 aprilie este data la care socialdemocrații speră să închidă listele în peste 100 de comune și orașe. FC Argeș și CS Mioveni au încheiat la egalitate, scor 1-1, ieri după amiază, în derbiul județean disputat pe stadionul Nicolae Dobrin, în fața unei asistențe numeroase. În urma acestei remize, FC Argeș a ratat șansa de a egala Mioveniul și a rămas la 3 puncte în spatele adversarului din derby. Derbiul județean FC Argeș-CS Mioveni s-a terminat cu o remiză 1-1, rezultat care este pe placul contracandidatelor celor două echipe în lupta pentru promovare. Disputa dintre cele două reprezentante ale județului din Liga Secundă a fost una destul de aprig disputată, dar cu realizări puține. FC Argeș a deschis scorul cu 9 minute înainte de finalul timpului regulamentar, în urma unei faze care nu anunța nimic. Tofan a bătut lung un out, iar Răzvan Matiș a înscris din 6 metri la prima bară. Mioveniul a restabilit egalitatea prin Raul Costin, care a trimis în plasă cu un șut de la 14 metri după o deviere cu capul al lui Măzărache. FC Argeș a urcat pe locul 5 cu 35 de puncte, în timp ce Mioveniul a rămas pe locul 2 cu cele 38 de puncte acumulate în 23 de etape. Ionuț Badea s-a arătat dezamăgit de rezultatul din duelul cu CS Mioveni. FC Argeș a fost egalată chiar în ultimul minut de joc. La finalul partidei cu CS Mioveni, ce s-a desfășurat duminică după amiază, partidă terminată la egalitate 1-1, Ionuț Badea s-a arătat dezamăgit de faptul că FC Argeș nu a reușit să se impună și să ia toate punctele puse în joc. Am luat un punct, deși meciul a fost la mâna noastră în multe momente, chiar dacă cu o fază ofensivă care, să spunem că astăzi m-a nemulțumit, pentru că, deși am avut situații bune în treimea adversă,
n-am reușit să fructificăm aceste oportunități, neavând finalitate în ceea ce numim noi această fază de posesie. Badea regretă că jucătorii săi nu au rămas concentrați până la finalul partidei. E un moment de analiză, de lucru în continuare. Discuția pe care am avut-o cu jucătorii astăzi a fost legată însă mai mult de mentalitatea păguboasă de a apăra ceva în condițiile în care acel ceva, adică rezultatul de 1-0, a fost făcut încercând să dominăm partida, atacând, de fapt, și apoi această mentalitate de a apăra ceva cu alte mijloace, din păcate, ne-a făcut să fim egalați în ultimul minut și să fim privați de două puncte care ar fi contat foarte mult la aspectul mental și ne-ar fi dat probabil o altă încredere pentru partidele viitoare. Marius Stoica, antrenorul mioveniului, s-a declarat mulțumit de punctul luat la Pitești. Cu toate acestea, tehnicianul ar putea fi demis conform unor surse din cadrul clubului. În locul lui ar putea fi numit Claudiu Niculescu. Antrenorul echipei CS Mioveni, Marius Stoica, s-a declarat mulțumit de punctul luat la Pitești. S-au întâlnit două echipe care au încercat să nu pierdă pe teren. Prin această dârzenie și, eu știu, muncă pe care poate și frică să nu pierdă acest joc, probabil și maniera și calitatea a avut de suferit. Și noi și ei, nu știu dacă meritam să câștigăm astăzi sau FC Argeș merita să câștige astăzi. Marius Stoica este însă nemulțumit de ușurința cu care echipa sa primește goluri. Eu m-am pregătit și am pregătit acest joc de maniera a nu pierde, dar niciodată și nu mă gândesc la un joc de egal. Am avut o crispare, o temere de a juca. Descătușarea a venit după primirea golului și aici e un semnal de alarmă și ceva pozitiv. Pot să trag niște concluzii că am avut puterea și reacția într-un timp scurt să putem să egalăm. Domnilor, domnilor, acestea au fost știrile Antena 3 Pitești de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine! Zi frumoasă să aveți! La revedere!